În situația extrem de dificilă din Afganistan, familiile de creștini încearcă să facă față, luând în grabă decizii care să-i ajute să-și scape viața din fața talibanilor. George Thomas de la CBN a stat de vorbă pe această temă cu dr. Arlie Lowen, care, petrecând o perioadă însemnată în Afganistan, știe mai bine cum stau lucrurile acolo. Să-i urmărim! Dr. Lowen, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Știu că țineți legătura cu creștinii din acea țară. Puteți să ne spuneți direct de la sursă care este reacția lor la apariția talibanilor? Vă salut! Ei bine, sunt mai multe reacții. Bineînțeles că unii sunt cuprinși de o teamă profundă. Ar spune că întreaga țară este cuprinsă de o frică profundă. Fiecare zi este o zi nouă. În fiecare zi se întâmplă ceva nou. De fapt, în ziua de vineri au apărut vești noi. S-ar putea să se formeze un nou guvern de coaliție între Taliban și guvernul existent. Ce ar însemna asta? Talibanii spun că nu se vor atinge de străini și nici de ONG-uri. Ei au nevoie de ONG-uri. Auzim și de aceste întâmplări din diverse zone care sunt controlate de talibani. Întâmplările diferă și talibanii sunt diferiți. Ei au poziții diferite, priorități. Diferite. Unii oameni fug, unele minorități se ascund, iar alții se întreabă ce să facă. Ei cer ajutor și noi ne-am împotmolit. Nu știu cum să ajutăm din afară, deoarece granițele sunt închise. Este dificil să obții o viză în țării de vecine. Poți merge doar cu avionul în țării de vecine și nu mai sunt locuri. Însăși, Kabulul este un oraș plin de refugiați care vin din zonele rurale, Auzim despre aceste întâmplări. Am trăit în acea țară și cunosc acele străzi, cunosc societatea civilă, am implicat în lucrarea cu universitățile și cu grupurile minoritare, cu hazarii. Ți se rupe inima când vezi ce se întâmplă și nu știi ce aduce viitorul. Oare va deveni o societate restrictivă? A sunat un bărbat și a spus. Ei nu ne deranjează. Ne putem continua lucrul în spital. Ei nu ne deranjează atâta timp cât urmăm regulile privind îmbrăcămintea și multe alte reguli. Dr. Lowen, sunt curios. Cum au trăit creștinii acolo sub conducerea talibanilor înainte de intrarea Statelor Unite în țară în 2001? Minoritățile trăiau în clandestinitate. Toate activitățile minorităților au fost clandestine. Așa cum știți, creștinismul este ilegal în Afganistan. Cum se închină biserica și cum își împărtășesc oamenii credința? Din câte știu, se întâlnesc în grupuri foarte mici, doi sau trei oameni și rămân în închiognito. Nu au loc în întâlniri oficiale de acest gen. Treptat se fac cunoscuți într-o rețea mică, dar rămân în umbră. Cum poate Biserica Globală să ajute? Cum ne putem ruga pentru Afganistan? Sunt de părere că altceva nu putem face în astfel de vremuri. Ne putem ruga doar. Eu și oamenii cu care lucrez ne întrebăm, oare Dumnezeu de ce nu intervine? Citim psalmul de lamentație. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Aceste lamentații rezonează cu noi azi când vedem grupurile minoritare care au o parte de mai multă libertate și acum o pierd. Noi strigăm în acele lamentații. Însă acele lamentații din psalmi se sfârșesc cu încredere și credem că Dumnezeu domnește în împărăția Sa. Da, continuăm să umblăm în acea împărăție. And um, yeah, we continue to walk in that kingdom.